Doamna Lidia, bine v-am găsit. Bună ziua și bine v-am găsit și eu oricum. Mulțumesc că ați venit. Ce vârstă aveți dumneavoastră? 71 de ani. Mulți înainte. Unde v-ați născut? Raionul Nini Noi, satul Căbuscavechi. Și cum ați ajuns la Chișinău? După clasa 10 am venit aici la lucrat la poligraf combinat ca legătoare de cărți. Și aici am lucrat 25 de ani și 5 luni. Pe urmă m-a dat la grup când s-a rupt plionca de la masă. Eu am avut hernie la buric. Și am fost operată de 4 ori. Pe urmă i-a dat... Lăsați, s-a dat separat. Spuneți. M-a dat la grup. Și a ieșit în 97, a ieșit la grup. Și din 97 am fost grupa a doua până 2 ani și 8 luni în urmă. I-a dat a întâie. Și aici unde stați este casa dumneavoastră, da? Eu aici am trăit de anii 78 cu o bătrână. Când am venit în Chișinău, am trăit la un frate din eu la Botanica, pe Grenoble. Și de urmă el a zis că tu, dar stăteam în rând la poligraf să primesc de acolo. Și am venit aici și am șes cu bătrână 6 ani de zile. O mătușă, o vecioară de-am. Ați avut grijă de ea? Am avut grijă de ea 6 ani de zile. La fratele am șes 8 ani și aici 6 ani. Iar i-am închis tinereța. Vă spun cinstit că acolo ne, fratele avea 2 copii. Vine, mergem la grădiniță și luam, mergem acasă, că el lucra până la 6, eu până la 4. Și asta și-au fost viață. Și v-a rămas casa moștenirii aici, dumneavoastră? Moștenirii au rămas prin sud, m-a dat în sud, Pujaua, cum era atunci prin Sovietski Saiuz, în anii 84 asta au fost. În 85 și sudul mi-a hotărât că eu să rămân în casă. Și de atunci eu, din 78, eu gospodin singur aici în casă. Dumneavoastră, aveți familie? N-am familie. N-am fost de atâta, vă spun, că ne-am închis tinereța. Și nici copii la fratele, nu, nici copii, nici bărbat, nici. Ce s-a întâmplat? De ce stați dumneavoastră la pat? A ieșit până la liceu, în colidoraș. Se spălă o cănuță de ceai, băusem ceai și mâncat și mâncașa. Și am dat să ridic piciorul și mi s-a scăpatat piciorul și am închicat jos trepid în colidor așa. Da, am greit cu vecina din față, dar e, nu mai spun mai mult nic. Tac. Și eu zis, m-au auzit, și s-a întâmplat doamna Lida? E îmi zice de doamnă, leacă mai mare cu o an ca dânsă. Și ală strigă pe soț de la poartă și zice, vine înapoi că Lida a închicat jos și cred că ceva s-a întâmplat acolo. Și eu, el a venit și a zis că da, nu te ridică nimeni. Și a chemat salvare ei și a venit salvarea și m-a luat și m-a dus la salvare. Și eu am făcut moțământ acolo până, eu am făcut pe, tamam, pe COVID-ul și ala, ba analiză, ba și ea. Și așa 5 zile și a zis că mata, du-te acasă, scată om să îngrijească de matale, dacă mata vrei să mai trăiești. Dar dacă ești șezi, ori noi să facem o operație, în jumătate de an mata n-ai și în viață. De ce? Pentru că la mine, v-am spus, hemoglobina joasă, infecții la rărunchi, diabet, aia este așa. Nu s-a putut face nimic. Și piciorul dumneavoastră nu a fost pus în gips? Nu a fost, aici s-au fost, ia ca vă spun, ia ca atât, că se poate vă arăta că așa. Ia că pe partea asta, partea asta deasupra nu a fost. Aici de sub și până la genunchi aici. Și aici se făcea un fel de rană de la dânsul. Și traumatologul mi l-a scos, a zis că lasă, lăsăm așa. Eu vreau să am întors, că el s-a întors ca edeț cum stă într-o parte. El nu stă drept cum trebuie. Și dumneavoastră îl simțiți, îl puteți mișca? Dar cum, ia uite, o lăsăm, dar nu pot să mă ridic, nu pot face nimic. De ridicat n-ar ridic, eu nu mă ridic cu mâna, e ca așa. Al ridic, ei ne-al ridic puțin așa. Și eu îl dă peste mine și mă spală așa pe sub dânsul. Altfel nu-i chip. Și de cât timp stați la pat? De când am chicat, de atunci stau la pat. Câți ani sunt? 2 ani și 8 luni. Aproape 3 ani. Și nici om să mă îngrijească de mine, nu găsăm pe nimeni, domnul Andrei. Dar pe este direcția asistență socială, nu? Dar direcția socială? Mi-a spus, catați-vă om, că noi nu avem oameni, catați-vă om. Doamna asta s-a dus singur la Rai Sobies aici la Rășcani și a cerut de lucru.
Și i-a dat o femeie acolo și nu știu, nu i-a plăcut din dânsa, se vede ceva. Și îi spune, când știu, am o femeie, dar e grasă. Deci că dacă e grasă, ce am să fac eu cu dânsa? Cum am să o ridic, ei zice, am vieță, ei slăbuță. Și totuși ei zice, că dai, haideți să o vedem. Și poate vă place, poate puteți lucra cu dânsa. Și au venit ele la mine și eu îi spun, zic, ia ca și faci. Zic, eu mă culc să văd pe spate. Mă apuc de aici, ea de sus, mă întorc partea asta, ei mă spală. Mă spală întâi până aici, cu un șervăt, un ligheanu, aducem și facem baie, asta e baie toată. Și eu am vrut un duș, dacă nu se poate, domnul Andrei. Și acum aveți și asistent eu... personal, e o doamnă, da, care are grijă de dumneavoastră. Asta e doamna, doamna Natalia. Da. Și eu m-au văzut, eu i-am arătat, când zice, hai dați să vă fac tămanș, avem și rană atunci, la ce? Deci, hai dați să vă ajut eu să încercăm. Cât o stătă, unit cu doamna de la Raisa Bieșu, le-a dat-o. Eu rămas, m-au ajutat, m-au spalat, m-au făcut asta și s-au dus și eu m-am așteptat. Zic, când trebuie la Raisa Bieșu, ce faci? Mă rugam, ba la un vecin, ba la altul, ba... Trebuie, dar o femeie până așa și mi-a zis din casa cu 16 ani. Și când a fost să te ajut o zi, două, trei, dar nu tot ziua. Și o chemam când făceam chestiunea pe marele, nu pe mic. Pe mic am îs la catetră. Ia ca și catetră, sunt 2 ani și cu dânsul a probleme. Moia luna trecută m-a impus în urologul să mă duc să fac o zi la rărunchi. Și la beșica udului. Și n-am putut să mă duc, și cheamă neamuri. Zic, mai e om bun, dacă eu n-am neamuri, cine-ți chem? Ia că aici am o gradă, doi aici am un vecin, e tânăr, ăsta e bătrân și ala noi, noi n-am cine. Ești la lucru, cine să-l iau? Și doamna Natalia are grijă dumneavoastră. Și doamna Natalia vine, jumate la 9 la mine și până jumate la 4. Deschisul la jumate la 4. Și ce vă faci și el? Ce vă fac? Cu ce vă ajut? Ei vine dimineața, prima și ei. Îi dă, mă spăl pe față, mâinile. Pe urmă ei mă spal, cum v-am spus, așa, tot și ele. Schimbă pelincile sub, poate mă ud, poate murdar, poate ce e. Pe urmă faci și ceaiul, cașa, e tot faci, tot lucru faci. E faci mâncare, e spală blidle, e pune la spalat, e da, duci la piață. Noaptea singur, domnul Andrei. Dar nu vă temiți. Ei, numai unul Dumnezeu știe. Și sâmbăta duminică, n-am pe nimeni. Și a luat un dat părintele la biserica Sfânta Vineri, o fetișcană. Și am crezut că și om, că zic, n-are unii trăie, n-are. Sau eu zic că trăie la mine, dar mă avem pe doamna Natalia. Dar doamna Natalia a pasat chestie mie. Fata e tânără, prostuță, îmblă, unii vrea să duce și nu știi ce aduce. Și eu mă tem cum am pălângit de boboală ceva. Și eu nici la liceu nu pot să mă duc la mata. Zic, doamna Natalia, dișa e ce, că mai țin eu, dar dișa. Eu mă tem și mă tem și până i-am spus, zic, știi ce, fată dragă, nu vrei să faci nică, numai iubie să bei, eu am adormit, eu unit, eu mi-am luat telefonul de mână, s-a încărcat de prin contul eu, s-a încărcat telefonul ei, de 150 de lei, eu mă uit că tot am minus, n-am înțeles, dacă eu nu cheltui, că n-am așa. Nu era o fată serioasă. Nu era serioasă, nu era, dacă era serioasă, nu alungam. Și am ținut-o cât am ținut, așa am alungat-o, zic, du-te. Dar mâine mai dă alt Sergiu, mă sună alta ieri și zic că, tantele, dar zic, ce faci? Zic, da, ce fac Sergiu? Dar zic, și ai ceva, că mă apelă el, îi mai dă pampersuri, ba, una și alta ce trebuie ăștia cu tău pe lincă. La sărbători mi-a adus și casă, crupi și casă, am, nu așa, dar așa, eu nici nu dovedesc să le mănânc. El nu mănâncă deloc cu mine, că am mai avut o bătrână, o credincioasă, tot la biserică. Deci eu mâncat sănătate, dar eram bucuroasă să o ținem, că n-avem încotro, domnul Andrei, că n-avem cine. Eu rămâneam noaptea, mai faci chestiuni pe marele și noaptea, n-are și nici șterge, nu mai ajung să mă șterge, nu, e greu de luat, e greu de dus. Da, nu, și ce faci tari. Noaptea? Stați cu pampers, da? Nu, nu sunt cu pampers eu, fără pampers, am pampers de sub, dar pun pe lângă deasupra. Și când aveți nevoie să vă spere cineva ia să pun noaptea? Aici, nu, așa mă șterg cum pot. Mai pun o pelincă și ăd așa. Aici s-a strângă ca în culioc, leg culiocul ghine, mai dă o coleacă de oțet, mai... Dar sâmbătă, duminica, spuneți că stați singur. Dar cine vă dă să mâncați? Am o femeie tot credincioasă din casa asta. Dumnezeu să-i dă sănătate
și terminat, Domnul, cât mai mult sănătate și ei, și familie, și la copii. E venit sâmbata, duminica dimineața, mă discui, mă spăl, îmi duci pachetul al deșart cu ud, îmi duci și spală caldarea, mă duci și mă pune înapoi, îmi dă apă, îmi dă mâncare, dacă îmi trebuie ceva. Abdineața, mai rog, cineva să vii. Ba un coleg de clasă, ba alt coleg de clasă, care noi nu ne-am văzut pe 50 de ani. 50, nu, dar 48. La 48 de ani noi am hotărât să ne întâlnim câți colegi de clasă mai suntem, să ne ducem. Eu zic, eu cam greu mergem, mișoare, dacă plinuță. Și eu zic lui colegii de clasă, Olea, zic, Olea, zic, hai veniți la mine, fa. Zic, eu fac o ligheană și unde gălușii, facem plășinte, zic, mai facem ceva, ne gândim și facem mâncare și de mai ce. Și tare le-a plăcut. Toate câte au fost noi șapte fete, femei, da, mă. Am stat la masă, ghinșor, după aceea nu am rămas cu telefoane, ne sunăm, ne ajutăm, da, mă, colegii la botanica. Cam greu merge, e, dar ei nu au fost primul ajutor și cât nu e de greu nu i-au fost, nu m-au lăsat o minută singură. Vine ea ca la botanica merge și are hernie și la grijă și o are și un picior. Vine într-un padlacotnic, vine tocmai de la botanica la mine și mă îngrijește. Când îi spun, zic, vene Iulicica, că n-are cine. Zic, dar le trăiesc în, cu chestiunile mari. Că dacă dăm în pampers nu pot să dea, că el așa te rănești, dar în pampers apar și jele mari. Am avut și pe păpâneață răni, am avut și picioară. Nu, dar acum, dumneavoastră, mă iertați, de ce? Ce boli suferiți dumneavoastră? Dar am de tăte, ce vreți? N-am șerea, n-am stăte buchet Moldavia aici. La picioarele mă dor și aici, la picioarele mei bună, dar am zis aici, în circulație. Dar e vână, vine negriu, dacă nu s-a pune vulcan greu. Ne-ați suferit și de obezitate. Câte da, kilograme aveți? Nu știu, aveam atunci 140, dar mă de unde pot să știu. Am o mamă îngrășat, că nu fac mișcări de mâncat, mănânc. Peste 150 probabil sunt. Ochii văd, inima șere. Și acum... greutatea tot vă afectează cumva. Da, da, vă afectează, da. De când ultima dată ați fost afară, doamna Lidie? Am fost afară, dar 2 ani și 8 luni. Atunci când ați fost la răspătă? Când am căzut jos și atunci... și atunci n-am fost afară deloc. S-au apucat vreo de așa o miti la mine și-au văzut o nevastă vine și e de pișoci că-i s-a conturile la gaz. Și eu intrat la mine și m-au văzut, o, căchilită și cu matale și pățit. Că e mai bine, nu știți cum vin, umblă pe oraș, le-a pus până la viciu, la matau, dă-i un can de apă, știți cum. Să ajută, om cu om să ajută. Și eu zic ca noptim cu soțul, venim să ajutăm pe matale. M-a dus soțul, o venit, s-a înțeles, zic că eu te ajut, îi să mergi, îi să vezi, că îți scoți afară cu căricior, îți scat un căricior. Și s-au mântuit, nu i-a mai văzut nici pe unul, nici pe altul. O ieșit de la mine și o chema vecinii din față și le-au zis și eu zic că nu, tante Lidia, nu venim cu mătaia nepoți și am probleme cu nepoții mătale. Zic, tu, băi, eu am nepoți, dar de pisori, nu să ai ei. E că ea are casă, are gospodări și lucrează și e tot lucrător social cu bătrânii. Dar ea că e sub pensii, 59 de ani, împlinește la toamnă. Cum pot să o chem eu să-și aduc cu mine? Doamna Lidia, cât e de greu să priviți soarele prin fereastră? Of, colecri. Dar și faci dumneavoastră toată ziua? E că mi-a dat, o doamnă, telefonul ăsta, mobil, nici televizor. 3 săptămâni am avut și tot nepoata mea a dus un televizor. S-a jăluit la lucru la niște doamne acolo și încă vin că eu îți dau unul și nu a dus. Adică am apelat întâi la părinte, am un preot și la Sfânta Vineri, care el tot mă ajută mult. Dar noaptea mai aveți somn dacă stați așa toată ziua? Mai dorm, nu dorm. Dar mai beau și tableci și le discuri tableci. Ia uite, zice. Caz chiar medicul de familie a fost. La dumneavoastră vin medicii acasă, da? Da, da. Vin, i-am spus să fac chemare aici. Nici la spital nu puteți să vă duceți. Nu, vă spun că e ca trebuie să facă uziu, ăsta și nu pot. E ca aici e cu apă din picior. Ca să vă duci, trebuie cineva să vină mai mulți bărbați sau să vină pompierii, să salvatori, să vă de atunci de jos, de când m-am luat, că nu au putut, era salvarea doamna și cu un băiet numai.
Și eu i-am chemat Salvatorii, ăștia pojarnicii, patru băieți, și eu ne-am dat un plied, cu pliedul m-a dus și pliedul m-a dus acasă, m-a pus aici. Și am ieșit de botez, eu făc comandă tot prin telefonul ăsta și o patcuț, când am dat pe divan n-aveai să șezi. Într-adevăr, pe divan eu n-am venit să mă ridic și mă repede avem să mă duc pe lumea ceilalți. Dar m-a scăpat patul ăsta când l-a luat. Doamna Lidia, ce viață aveți dumneavoastră? Poftim? Ce viață aveți dumneavoastră? Cum o vedeți viața asta? Cum puteți să o descrieți? Da, cum pot să vă spun? Viața e frumoasă pentru cine când am fost Panamo. A fost frumoasă, prieteni, ne-am trăit împreună, ne-am ajutat. Tare bine, domnul Andrei. Nu a fost așa ceva. Tot dar viața asta care o aveți acum, e viață grea? E grea și amară. Plâng, mult plâng. Cât e de greu să trăiești fără un copil, fără să-ți vină cineva să-ți calci pragul? Dacă eu sun pe cineva, îi vorbești cu mine, dacă nu sun, am verișori, mulți am și tot le zic, măi, eu nu vă chem să-mi aduceți mâncare, că nu mănânc, vin fără nimic, să te văd, să mă vezi, să mai comunic cu voi greutatea și asta, cum vă spun eu, n-am atins aici. Singurătatea asta. Singurătatea, da. Asta e cel mai tare. M-am, nu știu, eu când rămân că am băut ea ca și Valerian, zic, doamna Natale, zic, când vine iar așa o frică, nu pot, mă, tati, duci, mă lepezi. Zic, eu știu de ce la Natale. Așa să retrăiești ca să vii omul și să vorbești, nu știi să vorbești, nu de ce, că ești încurci sau ceva, spui. Doamna Lidia, dați, v-ați gândit vreodată că, uitați că acum aveți verișori, nepoți și pe cine mai aveți dumneavoastră, e ca când aveți nevoie nu vin, dar când o să le rămână casa, atunci o să vin, aveți? Vă gândiți la asta? Eu m-am gândit la asta, domnul Andrei, nu odată, dar este fratele, nici atât că e mare, dar el pe mine tare mult m-a ajutat și tare mă ajută el pe mine. Cum nu-i căsătorit, el așa o zis, șefa, te-a lăsat părinții pe capul meu să te ajut numai eu. Mă ajută, el mă ajută și mă ajută cu bani. Vă spun cinstit că el mă ajută, că altfel nu ți ajunge să plătești. Dar cum vă dați seama că dacă ați fi avut vreun copil, era altfel? Poate era altfel, dar poate și puteți și ești mai rău. Da. Dumneavoastră, ce pensie aveți? 2300. 2300 de lei? Da, fără 5 lei. Și în total aveți și ajutor social sau nu? Ajutor social n-am, numai asta și ne de transportul, 250. Mm-hmm. Și în total, lunar, cât? Așa este, adică în iarna e de ajutor, este 700 lei. Mm-hmm. Și ne-au dat 40% și gazul. Iarna asta a fost, nu știu cum așa mai departe. În total, lunar, cât primiți dumneavoastră? Nu, ea nu mă arată cât ies. La vreo 3.000? Mă pinceam am 3.000. 3.000 sau 2.300? 3.300. A, 3.300. 3.300 și 250 și 3.550. Și ce faceți cu 3.200, 3.300 de lei? La ce vă ajunge? Eu luna aprilie așez cu... Că cateorul a prins că nu-i frig. Nici am un frig în casă. Doamna Natalia Viedicu, când mă tani, într-adevăr, e mai frig în casă decât afară. Și vă ajunge lunar să vă întrețină? Servicii comunale, mâncare, ajunge, medicamente? Nu ajunge. Am o nepoată care și e fratele și nepoata și mă ajută. Dar cum o zic și e țaclidă și eu nu mai pot, nu primește așa mult. Reușiți să vă achitați toate facturile? Nu mănânc, dar le așez. Mănânc și am cașă. Și de domnul, supă fără nică, o cașă. Dacă în ultima dată sau dacă mâncați, vă puteți permite săptămânal să mâncați o bucată de carne, o bucată de cârnați? Ei, mai mănânc eu știu, la sărbători cu cârnați. Se întâmplă când împrumutați la cineva bani ca să... N-am împrumutat, au fost chestiunea asta când a ieșit prima dată la grup, în 97. Atunci eu am ieșit când aveam o capică, nici nu aveam... La cine împrumuta domnul Andrei? Tare greu, nu a fost un timp oarecare. Dar pe aceea l-a dat prostie lui Dumnezeu. Înșetșor, nu m-am împrumutat, că știem că dacă te împrumuți, când primești de-ai pensia înapoi și avem aceea mâncam. Și rămâi iar cu nic.
V-ați mai gândit vreodată dumneavoastră că o să ajungeți la viața asta la bătrâniți? Nu, niciodată. Multă lume am ajutat. Și mulți i-am care spun cât i-am ajutat, dar la urmă s-au întors cu spatele. Tare mult s-au întors cu spatele. Că nici nu vor să răspundă, măcar când îi sună eu să-i mai întreb și fac. Ei, dar și mă sună. Ia că mă întrebi tot așa e vorba, dar și mai ai nou, dar și mai n-am nou. Și ei au zis așa în față, că să mă sun când ești ai noutăți. Înseamnă când am să mor, atunci să-i sun că am murit, să nu mai sun pe nimeni. Doamna Lidia, de ce... Dar tare obrăjitori. De ce vă este de cel mai tare fric? Mă rog moarte, dar nu mă tem de dâns. Nu știu de ce cauză. Și e fric e că când rămână singur și cam achese unele astea. Că n-are și nici dau can de apă, n-are și nici duce oala să nu șeză în miros aici și așa, tăta, este închis. Că dacă ies cineva, mă rog, dar noi, vecina, noi acasă. Nu mă rog o vecină aici care e vine și mă ajută seara. E, dar e, eu mă e în Germania, e plecată, nu e acasă. Nu lasă băietul, eu i-am zis să-l aranjeze e ca lucrători sociale. Epilog, zic șez acasă, când îi trebuie și eu te chem. Nu, băietul nu-i dă voie că... O doare spatele, o doare asta și ei trebuie să plece la mine cum n-ar ce. A pleacă capul și doamna Natalia zice, tare o doare spatele. Ce vă doriți acum dumneavoastră cel mai mult la 70 ceva de ani, doamna Lidia? Omenii. Omenii între oameni. Sănătate. Poate nu-i corect, mă, doamna Stia. Oamenii nu sunt omănoși cum trebuie și ea s-au făcut. Mai răi oameni decât cum erau înainte, mai săritori la ajutor erau mai înainte decât acum. Nu, dar nu, așa, dacă sunt crești, o, e sarmana de tine. Dar zic, da, mă treci pe lângă mi poartă, zic, mă intră, mă, ca și mă. Ei, că nu pot, zic, până la piață, ai putut să te duci și nu te-o duricioarele. Dar cât e de la mine până la tine, sunt din asta. Dar nu se vede că nu e și ea duriere. Eu nu mai spun cine s-a numit și cum, că... Doamna Lidia, știu că dumneavoastră ați spus că și pensia nu va ajunge, vă este greu. Oamenii care o să privească interviu cu dumneavoastră și o să vrea să vă ajungă, aveți un număr de telefon unde ar putea să vă sune, să vorbească cu dumneavoastră, să vă ajute? Dăm telefonul la mobil și fix, că și am alt telefon. Puteți să spuneți numărul de telefon să-l rostiți dumneavoastră? Eu să spun, da? 022? 022 54 66 17. Mobilul 069-57-69-91. Doamna Lidia, eu vă doresc multă sănătate, multă putere, răbdare și Dumnezeu Iisus să o să aibă grijă de dumneavoastră. Eu nu cred că eu nu chem că sunt de ei numai bani. Vorba nu între și pot pelinși, pot pampersuri mari, cele mai mari dacă sunt. Nu numai decât... Dar crupii vă spun că ne aduce de biserica, ne aduce. Cu ce o să vă ajute? Cu asta da, o să vă ajute. Și ați poată cu aceea, da. Eu vă doresc sănătate încă o dată. Trebuie să vii, speli bateriile și nu vine oricăcată bani, un domn, zice el. El le-a pus. Și apoi că vine amuș, trebuie iară, băi, curge apa, baba ciocul nu lucrează. Eu nu ies, zice, el nu mai spune, doamna Lida, și el nu merge, și el antre nu merge. Și peste tot trebuie de plătit. Și ea duce ca muia e mâncui jumate la 5. Și ea vine dimineața. Dacă nu vine femeia asta, e vine cumva dimineața la jumate la 8, la 20, și la 8. Și noaptea stați încuiată în casă. Toată noaptea așa. Deci se face rău, nu poți chema salvare, că n-am cum chema. În poarta și din la intrare sunt cuii cu cheie noaptea. Doamna Lidia, mulțumim încă o dată, sănătate dumneavoastră și multă răbdare. Sănătate și dumneavoastră. Mulțumim și vă dă Dumnezeu cât mai mult sănătate. Mulțumim, doamna Lidia.